Ați auzit ultima scandare de pe stadioane? La împisoare cu Dragnea, la împisoare. Da, mă, a prins treaba asta cu baia, ce să... Hai la baie, una, două, hai la baie. Doamna Irina, sărumuna, nu vreau să cobez, dar să nu mă înțelegeți greșit, cred că s-ar putea să fie prostata. Da, de la o vârstă. Dar mai bine întrebați-l pe bunicul dumneavoastră. Vă zice el cum e de la o anumită vârstă. Promisiunile electorale n-au fost îndeplinite până acum? Așa se fac interviurile? Păi, cum vine în baie? Cum adică să vin cu dumneavoastră în baie? Ce înseamnă să vin cu dumneavoastră în baie? Și dacă vin la dumneavoastră în birou, mă invitați în baie? Merg la baie. Succes, dar nu mă chemați cu dumneavoastră în baie. Păi nu, dar mă chemați în baie? Păi nu, dar vii după mine în baie că merg la baie. E simplu. Pot să merg? Vă rog frumos, duceți-mă în baie. Fete, băieți, nu contează, hai la baie, hai la baie! Cam îndrăzneți, cam îndrăzneți pentru unul care zicea că a votat cu familia tradițională. Un sfat, domnul Dragnea, nu mai ziceți hai la baie, hai la baie, că dacă o fi să ajungeți pe undeva, gândiți-vă ce părere vor avea colegii de celulă. Mamă, frate, ce mărlan sunt cu gluma asta, nu? Dar nu eu am început, domnul Dragnea, nu, eu doar am continuat. Îmi imaginez cum ar vorbi Nea Livache dacă n-ar fi camerele de luat vedere acolo, da? El vorbește așa știind că e filmat, uitându-se la camere. A, domnul Dragnea, mare atenție, vă rog, când mergeți la baie, să nu trageți apa, nu! Că e țara în WC-ul, exact, ați scăpat-o în vorba aia, din nou. Să știți că doar cu asta am rămas. Bă! Important e să crezi, mă, să fii optimist, să ai speranță. Ca atunci când tratezi hepatita cu frunze de păpădie. Bă, dacă tu crezi cu adevărat în tratamentul ăsta, o să te faci bine. Așa suntem și noi cu România. E nasol, e varză, dar dacă suntem optimiști și credem, să vedeți, odată, odată începe țara să respire și se pune pe picioare. Nu, nu trebuie să facem nimic, nu trebuie să atingem nimic. Doar să credem. Ne concentrăm așa și credem. Ne trezim în fiecare dimineață. Bă, ce faci, mă, azi? Muncești? Frate, nu. Dar o să cred. Teodorovici îi lua partea viorică aici. Se băga și el în discuție precum chiloții în fund. Vezi, doamne, i-a arătat lui șefa că n-o lasă la greu. În mintea lui, Orli se vede mult peste Viorica. Nene, sincer, doar coafiura vă deosebește. Câți kilometri? Păi stați puțin, putem face autostrada până nu avem studiu de fezabilitate, până nu facem documentația. Aveți un fix legat de acest lucru. Ia uite, domne, extraordinar. Iar au venit obsedații ăștia cu microfoanele să întrebe ei de autostrăzi. Bă, voi n-aveți, mă, familii, n-aveți viață personală, mă, fixiștilor. Mare atenție, doamna Viorica, să nu vă muște, că trebuie să faceți după aia antirabic, da, la burtă, da, e exact ca la câini, doamnă, sau ca la deputatul mitralieră. Păi ăștia sunt câinii de pază turbați ai democrației. Și dacă la sfârșitul anului nu avem acești kilometri, ce se întâmplă? Vă dați demisia dumneavoastră în calitate de prim-ministru? Dar de ce să-mi dau eu demisia? Mă, animalule, mă, când ți-o-i dau o geantă în cap, e de-asta cu lanțuri de la o firmă super șmecheră, îți rup bărnau ăla de obraznic ce ești. Părinții tăi știu ce faci, mă, nesimțitule. Ia mâine să vii cu tactul tuns. Poate n-ați observat, dar pesediștii au acum o altă strategie. O dau cu nesimțire înainte. Orice s-ar întâmpla, orice li se pare lor că e de bine, zic că ei au făcut. Serios? Uite să vă dau un exemplu. Marea Neagră, da? Marea Neagră e bună, tată. E mare, e neagră, vin oamenii să se scalde. E PSD e în stare să-și asume Marea Neagră. Deci Marea Neagră a apărut că am trecut-o noi în buget, mă, da. A fost un amendament al domnului Dragnea, că SRI-ul nu voia. Nu voia să avem mare, dar a intervenit domnul Dragnea. La fel, Munții Carpați. Domnul Iohannis voia să schieze în străinătate, până la Austria, până Elveția. Dar domnul Dragnea a zis, de ce, băi, neamțule, să n-avem și noi românii munții noștri, mă? Și pac, a depus un amendament și așa s-au făcut Munții Carpați. Ce nu știați? Da, sunt făcuți de o firmă românească, mă, un teldrum de ăsta de munte. Sigur, suntem o casă respectabilă.